Am invitat astăzi în emisiunea noastră o olteancă mândră din Craiova. Ea este admiratoarea Irinei Login, sub îndrumarea căreia își pregătește albumul ei de lansare. O să vină alături de noi, nu singură, însă alături de cei de la Alesis. Se numește Claudia Ghițulescu și este o promisiune clară a muzicii etno. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit, mă bucur să te cunosc! Mulțumim că te-ai trezit atât de dimineață să ajungi la noi în emisiune. Bună dimineața, bună dimineața, m-am trezit, am și întârziat un pic. Nu trebuia să spui că nu s-a văzut, suntem în grafic, o să te rog. Hai cumva la mare, să ne simtem bine. Mergem un pic pe la mare. Luați loc, doamnă, vă rog. Ia, am și o mică curiozitate înainte să începem. Foarte frumos e platoul vostru. Asta spunem și noi în fiecare dimineață, de-aia și venim la muncă. Da, și eu beau cafeaua cu voi pe fiecare dimineață. Ei, mă trezesc și mă uit la voi. Deci tu erai. Eu era, da. Am auzit că ai avut o mică problemă cu poliția. Era sau și dimineața asta. Da? Trebuie să reactualizăm un pic întrebările. Da, eu știu de una din care ai ieșit cu brio. E, ca orice femeie, profi și un pic de aturile noastre, dar a fost ok, a fost așa o... Dar ce făcuse? Am făcut o depășire, dar se pare că am mai făcut o prostioară, cum se zice, și mi-au luat permisul pe 3 luni de zile atunci. Nu, n-am mai ieșit treaba. Nu, n-am mai ieșit cu niciun farmec. Doamne, știu, milor, o olteancă șmecheră care știe cum să se descurce în toate situațiile, mai ales în fața poliției, unde cred că e cel mai important. Sper să nu mai faci să... Nu, dar mai greșim că suntem... Să se descurce și în fața publicului, ceea ce e chiar cel mai important. Da, acolo e mai important. Olteancele și ardelencele și moldovencele și muntenencele sunt... Așa, peste leile. Apropo, am auzit că ai făcut un gest foarte frumos față de un copil bolnav. Da, particip destul de des. De exemplu, eu cânt pe timpul verii la o grădină pe undeva pe lângă Pantân, unde se fac foarte multe evenimente de genul ăsta, unde merg și cânt și particip ca invitată. Dar ce ai făcut mai exact pentru băiețelul ăsta? Am donat niște bani ca orice invitat, am foarte și frumos cântat. Am înțeles că acolo la terasa la care o să merg eu să cânt o să mai desfășoare evenimente de genul ăsta. Și... Și să înțeleg că băiețelul o să fie bine. Sper să fie bine. Doamne ajută, dacă toți am bine face așa cât de cât... Am încercat să facem... Da, ca am fi un pic mai solidari, într-adevăr. Așa este, așa este. Cât de puțin, cât putem acolo să fim atenți și să fim alături de oamenii cu probleme. Am înțeles că e o melodie foarte, foarte frumoasă. O și o să ne cânt acum prima oară. Așa este, am înregistrat-o la studio la Alesis. Vreau să-i mulțumesc doamnei Irine Login pentru că m-a pus în legătură cu... Mulțumim, doamnă! ...cu acești oameni minunați. Și sper să fie o melodie așa, pe placul tuturor, o melodie de dragoste. Se numește Dragostea a intrat, Dragostea a intrat în sufletul meu. E prima melodie, o să o zici pe a doua, însă acum Dragostea a intrat. Intrăm, merge să cântăm, da? Da, da. Am și două fete frumoase. Ei, le invităm și pe ele. Dragoste mă faci de nu știu de mine.